Acțiuni de protest în mai multe instanțe din București și țară. Grefierii nu au participat la ședințele de judecată, exceptând cazurile urgente, și nu au desfășurat activități cu publicul. Protestul spontan a avut loc timp de 2 ore. Grefierii sunt nemulțumiți de faptul că de aproape un an nu primesc salariile integral. Motivul acestor forme de protest le reprezintă concluziile întâlnirii de la sediul Ministerului Finanțelor Publice, la care au participat sindicaliștii, și anume faptul că Marcel Boloș a transmis că nu va asigura fondurile pentru plata integrală a salariilor și a tranșelor din hotărârile judecătorești. Protest anunță și angajații din MAI. Sindicatul Europol a fost convocat la sediul Ministerului de Interne pentru a discuta despre revendicările angajaților din sistem. Și în cazul acesta vorbim de nemulțumiri legate de salarizare. De altfel, polițiștii din Constanța au pichetat în urmă cu câteva zile sediul Poliției Constanța și al Prefecturii din Constanța. Ei au protestat față de programul de lucru impus de Inspectoratul de Poliție din Constanța.